Federației este consultată pe diverse acte normative și risipa alimentară, într-adevăr, ne privește pentru că avem foarte multă industrie alimentară în cadrul Federației și noi credem că trebuie să debirocratizăm printr-o legislație mult mai flexibilă măsurile prin care produsele noastre aflate aproape de expirare să poată fi utilizate, pentru că e păcat să facem birocrație și să ne trezim că ducem produse bune care ar putea fi consumate de persoane defavorizate, să le ducem să se distrugă și să și plătim culmea pentru distrugerea lor. Este un nonsens și România ar trebui să înțeleagă odată pentru totdeauna că acest mecanism de reducere a risipei alimentare ne privește pe toți dacă vrem cu adevărat să avem o planetă mai curată, un mediu înconjurător mai bun și de ce nu să fim și competitivi. Pentru că statul pentru persoanele defavorizate cheltuiește foarte mult și ar fi foarte bine să creeze un cadru legal prin care noi producătorii să oferim cu titlu gratuit aceste produse care din punct de vedere al securității și siguranței alimentare sunt foarte bune. Cu siguranță aici este cred că foarte important ca ambalajele moderne care ne dau în primul rând nouă consumatorului satisfacția de a consuma niște produse foarte sigure și nu neapărat în volume foarte mari, ar putea să rezolve o mare parte din probleme. Plus că ar crește perioada de viață a produselor. Sigur, ar crește și perioada de viață a produselor și una, știți cum este un ambalaj modern, înseamnă până la urmă și o chestiune de prezentare a brandului propriu care practic va face să fie o promovare mult mai bună. Și aici avem câțiva producători importanți din industria cărnii care utilizează deja ambalaje moderne care sigur că ne fac cinste și inclusiv pe piața asta de export sunt lăudați pentru că avem ce să arătăm și prin produs, dar și prin ambalaj.